Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate, suntem din nou împreună, pentru că din nou se întâmplă acum. M-am gândit și am stabilit cu colegul și prietenul meu, Paul Filimon, producătorul emisiunii, să facem o pauză, măcar o jumătate de oră, o oră, și apoi o să reluăm imaginile din ATI-uri, imaginile care au făcut în conjurul Europei deja, de la Târgu Cărbunești, un spital rămas fără oxigen, în care se moare doar pentru că nu mai există oxigen, s-a defectat instalația care aprovizionat cu oxigen, cu viață, paturile bolnavilor grav de COVID. Majoritatea nevaccinați, ca să spunem adevărul complet, ce s-a întâmplat în Gorj, la Târgu Cărbunești. Eu refuz să cred că prefectul de la Gorj a avut atâta irresponsabilitate să spună că oamenii ăia oricum mureau. Sper că e o glumă și că nu este o știre de presă. Așa cum am crezut, hai că nu mai comentez. Bine, oameni buni, mi-am cerut scuze invitațiilor pe care i-aveam antamați pentru astăzi. Doamna Boancă, senator Aur, doamna Prună, vicepreședinte al Camerei, mă rog, domnul post-ministru Marius Budăi. Mi-am cerut scuze la toată lumea. De ce? Pentru că mi s-a părut și mi se pare în continuare corect ce fac. Acel demers pe care l-am făcut de foarte mulți ani, emisiunea asta, de 4 ani și ceva, mâine, păi, ne fac 5, televiziunea aceasta, de a vă lăsa să spuneți voi, să vă auziți vocea, poate vă aud și aleșii neamului, desemnați sau nedesemnați, deputați sau nedeputați, senatori și așa mai departe, președintele Iohannis, da? Necenzurat, nearanjat, netrucat, la un post național de știri, B1 TV. Deschidem telefoanele. Vreau doar să vă spun că este un scandal monstru. Monstru. Monstru cu desemnarea lui Nicolae Ciucă să facă guvern, să fie premier. Vă dau două exemple. În primul rând, un fake news. Un fake news marca Iosif Buble. Nu e prima oară. Știri pe surse. Dă puțin, Paule, te rog frumos, știrea. Hai ca să începem în trombă. Știrea numărul 9. Un fake news, o să o vedeți la video LED, o să mă duc imediat. Știrea numărul 9, care spune că s-a sucit Hunor Kelemen, zice Buble, de la știri pe surse. Bă, un site, site-urile astea de știri, în general, trebuie văzute cu circumspecție. Și ea nu știu câte oare când vă dau exemplu de la știri pe surse. Unde... Nu pot să spun că minciuna e la ea acasă sau dezinformarea este la ea acasă. Nu, dar uitați unde stă fake news-ul. Breaking. Breaking toată. Marca Buble Iosif. Kelemen Hunor, primele negocieri cu Nicolae Ciucă după ce a anunțat că nu îl vrea premier. L-a jucat pe domnul, cum îl cheamă, Buble și pai lui de la știri pe surse să arate unde a spus în ultimele câte zile vreți voi că nu îl vrea premier președintele UDMR pe Nicolae Ciucă. Eu vă amintesc celor de acasă ce a spus președintele, nu ce spune că a spus, ce spun ăștia de la știri pe surse, complet, complet fals, accentul e nu îl vrea ca premier. Haideți să-l ascultăm pe Kelemen Hunor ca să punem adevărul la locul lui și să fim mai circumspecți când citim astfel de site-uri. Din acest punct de vedere, și nu este o chestiune personală, oarecare reținere, dar înțelegem propunerea Partidului Național Liberal și înțelegem dorința de a căuta o soluție rapidă. Nu avem o problemă cu persoana domnului Ciucă, suntem colegi în guvern, am fost colegi 9 luni de zile, chiar am lucrat bine, am colaborat bine. Aici este un principiu că în condiții normale, în vremuri normale, nu prea sunt guvernele conduse de militari, fie și în retragere. Da, ne-am întors. Haideți să vă arăt o enormitate, după părerea mea, cu tot dragul pentru cei de la G4 Media, pe care îi folosim ca sursă de foarte, foarte multe ori. Domnul Tapalagă și ai lui, ziariștii neamului, dau o știre, oameni buni, care este trucată. Mă rog, trucată, nu mă las-o, las-o puțin, lasă puțin să vadă lumea pe domnul Șora, are 104 ani, să-i dea Dumnezeu și măicuța Domnului sănătate. Eu am titrat undeva jos, omul lui Ana Paucăr este filozoful contra. Este prezentat domnul din imagine, Mihai Șora, ca filozoful Mihai Șora, așa scrie știrea, ridică puțin știrea, stop. Mihai Șora, istoria de un secol pe care o duc în spate, spune că preeminența puterii militare, de la preemțiune, ok, asupra celei civile nu a rămas niciodată fără consecințe dezastroase pentru omul de rând. Repet ce spune domnul Șora, filozoful, în opinia lui Tapalagă,
sau tăpălagă, cum îl cheamă. Mihai Șora, istoria de un secol pe care o duc în spate, spune că preeminența puterii militare asupra celei civile nu a rămas niciodată fără consecințe dezastroase pentru omul de rând. Ridică puțin știrea. Ridică. Ok, aici. Istoria alea, Klaus Iohannis, Mihai Șora, mai ridică. Treci peste reclamă, puțin, mai. Ok, mai așa. Bă, nicăieri în această știre, nicăieri, dă-i fotografia domnului Șora. Domnul Șora din imagine nu este prezentat ca fiind un politruc care în timp ce în perioada 48-52 de după război o deservea pe Anna Paucăr, că a lucrat pentru torționarii neamului, ăia care au venit pe tancuri împreună cu tatăl lui Roman Petre și... Nu, asta nu se spune în știre. Este filozoful. Filozoful care spune că întotdeauna conducerea militară, preemțiunea, dreptul de preemțiune pe care l-a avut o conducere militară față de civilii neamului, a dus numai la rezultate nasoale. Bine, el și știe. Și știe ce grad a avut Madame Paucăr, fie țărna ușoară, știi? Ați înțeles cum stau? Ați înțeles cum se prezintă în G4 Media un, cum se cheamă, ideolog comunist care în timp ce pușcările erau pline de patrioți, el deservea puterea instalată cu tancuri sovietice la București? Așa spune tăpălagă. Eu înțeleg ce e în spatele articolului, dar parcă totuși trebuie să fim un pic mai responsabili cu vorbele sau mai corecți cu cei care citesc G4 Media. Asta este doar așa un exemplu, ca și ăla cu alu Buble, care l-a făcut... I-a pus vorbe în gură președintelui UDMR, vorbe pe care nu le-a spus niciodată, că nu-l vrea premier pe Ciucă. Eu nu sunt partizanul lui Ciucă. Nu sunt nici adversarul lui. Emisiunea nu e făcută ca să comentez eu. Făcută ca să comentați voi. Asta a fost tot ce aveam de spus. Mai comentăm știri pe parcurs. Bună ziua la Sebe și Alexandru, ești primul. Hai! Cât mai mulți, câte mai multe păreri. Mi-a zis că mă urmăresc să facem. N-au nimic din ce spui, mai zi o dată. Mi-a spus că vorbim în particular în privată. Voi înțelegeți, colegii de la Sune, ceva? Nu. În platou nu înțelege nimeni nimic. Tu înțelegi, Paule, ceva ce spune omul? Nu. Bine, dacă a sunat că vrea să vorbească cu mine, tăiați-i legătura că nu avem telefoane particulare. La Bacău, Valentina, ești în direct. Ah, bună ziua, domnul Tudor. Vreau să spun câteva lucruri despre domnul Ciucă. În sensul, este militar de carieră, foarte bine că a făcut carieră, dar ca premier nu poate să facă nimic datorită partidelor. De ce? Pentru că, să subliniem, în primul rând, împărțirea teritorială. Deci nu vor renunța. De asemenea, foarte mulți deputați și senatori nu poate să facă reformă. Deci reformele principale nu le poate face. Ce poate să târie, să pună pandemia la colț. În rest, nimic nu poate să facă, pentru că nu vor tovarășii din partid. Am înțeles. Consideri că PSD-ul, că domnul Ciolacu și echipa domniei sale, cu Gabriela Firea, cu domnul Stănescu, trebuie sau nu trebuie să-l susțină, să obțină mandat domnul Ciucă? Ba da, să obțină, dar nu poate să facă reformele prioritare care necesită reorganizarea României atât economic cât și mai mult politic decât economic. Am înțeles. Ca să dea drumul economic. Stai puțin, că nu înțeleg un lucru. De ce nu poate guvernul Ciucă, dacă va fi investit cu voturile a peste 60% din Parlament, că atât însumează acum, mă rog, intenția de vot, dar și voturile PSD-ului și ale PNL-ului și ale UDMR-ului la un loc. De ce nu poate? Păi, nu poate pentru că atunci... Da, te ascult. Da, nu poate pentru că atunci când pune problema reorganizării teritoriale a României, se vor împiedica de UDMR. Nu vor că trei județe sunt ale lor. Am înțeles, ca atare ei vor să fie stat în stat. Nu vedeți semnul, regia! Mulțumesc mult! Am făcut semn să tăiați sunetul pentru că nu vreau să duc discuția către reorganizarea teritorială administrativă a României și care județe sunt ale... Nu e niciun județ al ungurilor, cum spune greșit doamna,
județele toate sunt ale României. E adevărat, două dintre ele, Harghita și Covasna, sunt locuite preponderent de români de origine maghiară, iar satul mare, Târgu Mureș și altele în zonă, Sălajul, au foarte mulți etnici maghiari. Mergem mai departe. Bună ziua, sunt, rog sunetul să fiți atenți un pic, da? Că altfel, emisiunea fiind în direct și telefoanele necenzurate, nu știm unde ajungem. Iartă-mă, Paul, n-am auzit. Măia, în Bihor, ești în direct. Bună ziua! Bună ziua! Avem o țară fără guvern. Așa? M-a auzit? Da, te aude toată lumea. Și nu se gândește Parlamentul la copii. Da, mulțumesc mult! Mergem mai... Nu, îmi pare foarte rău. Emisiunea, am mai spus-o în repetate rânduri, am să o repet de câte ori e nevoie și acum e nevoie. Are o ștachetă, are un nivel. Nu ne situăm peste, nu rămânem în dialog, că pierdem timpul. Bună ziua, sunteți în direct, vă ascult. Da, s-au blocat telefoanele. Ok, așteptăm până se deblochează telefoanele. Până atunci, haideți să facem așa, să vă prezint o știre. Știrea 5, Paul. O să o dăm imediat aici, întoarce camera. O să dăm știrea 5 imediat. Pentru că tot G4 media, tot Tăpălagă este sursa. Imediat o să mergem la domnul Pantelimon în Mehedinți. Rămâneți, vă rog, la telefon. Până atunci, că am început să spun, știre dată de G4 media. Hai, o să o vedeți. Ce spun vorbele lui Ciucă din 2018? Ca să avem temă de dialog. Iată știrea. Acesta e, las-o așa puțin. Acesta e gen... Las-o mai jos un pic. Acesta e generalul Ciucă, pe vremea când purta uniforma de general cu 4 stele și era șeful statului major general al armatei române. Bravo! Ridică știrea să vedem ce spunea în 2018. O ridică un pic. Hop, 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 bravo! Ce spunea Nicolae Ciucă în 2018, când era general activ? Nu voi face politică! Nu voi face politică! Consider atât de sfântă onoarea și demnitatea de a fi fost șef al statului major al apărării, încât, indiferent de ceea ce mi se va oferi, mi s-ar propune, nu voi face altceva. Întrebare. Și-a călcat cuvântul acceptând propunerea de a fi premier? Pentru că articolul ăsta n-a apărut când a devenit senator. Adică Tăpălagă și cu ai lui la G4 n-au dat articolul ăsta când a devenit senator în Dolj. Ciucă. Ciucă a devenit senator. Adică politician. Acum un an. Nu ăsta era articolul acum un an. Ăsta este articolul acum... Acum, când este propus premier și a călcat cuvântul când a spus că nu va face politică sau ce a făcut Ciucă față de ce a spus că va face, adică nu va face politică. Acum, bună ziua! Domnul Pantelimon, sunteți în direct. Gheorghe din Pitești. Gheorghe din Pitești, iartă-mă Gheorghe, ești în direct. Cu respect, domnul Barbu, vă salut. Da, și eu vă salut, vă ascult. Ce a făcut președintele României a fost cea mai bună soluție ca să pună prim-ministru un om care are o oarecare, cum să văd, o personalitate și un cuvânt de spus în momentul când va discuta cu cei pe care îi va avea sub ordine. Nu ca și militar. Știți că orice om care are o personalitate și o aură îi impune un respect. Da. Este cel mai bun lucru care a fost făcut de către președinte. Da, domnule, dar duceți spre dictatul. Sunt foarte mulți care au spus nu. Uite, îți spun ceva. Nu. Ba da, uite, îți dau imediat ca să vezi, până vorbesc eu cu tine, o să căutăm știrea imediat. Știrea 4, am ales-o eu de la știrea de la Curs de Guvernare, un site foarte valoros, îl folosim de foarte multe ori ca sursă și ca punct de pornire în comentariile noastre. Fii atent, cu tine vorbesc. Uite ce, okay, ce, da, vă ascult, vă ascult. Uite ce spun colegii, ridică un pic, ridică un pic. Pop! Cei de la Curs de Guvernare.ro. Generalul Ciucă, primul militar desemnat premier în ultimii 60 de ani. Și dacă ridici, nu ridicați, dacă, nu ridicați. Așa, dacă în articolul ăsta face trimitere la un articol publicat ieri sau alaltă ieri, când spuneau colegii de la Curs de Guvernare că dacă Iohannis îl va propune pe generalul Ciucă să facă guvern, este o mare eroare, taman pentru faptul că e militar și că nu se justifică și că militarul în general trebuie să facă militărie, nu să facă guvernare. De-aia îți spun că noi suntem corecți, sunt foarte multe puncte de vedere. Al tău care? Că e bine, dar întrebare... Al meu este că nu este adevărat și să vă argumentez de ce. Te rog.
Orice lege sau orice lucru pe care l-a face prim-ministru va trebui să treacă prin Parlament. Nu toate. Nu toate, dar totuși Parlamentul poate să se opună în situația în care el depășește limita, cum să vă zic eu, lucrului bunului. Dar fii atent, Gheorghe, te întreb așa, în opinia ta PSD-ul, că fără voturile PSD-ului, domnul Ciucă n-ajunge decât înapoi, interimar, la apărare până când se rezolvă criza. Eu te întreb. PSD-ul domnului Marcel Ciolacu trebuie sau nu trebuie să-l susțină în Parlament, după părerea ta, să devină premier? Că fără voturile alea nu devine. Trebuie și îl va susține. Păi ce te bazez? Păi știți pe ce mă bazez? Pentru că e o perioadă foarte dificilă, e o perioadă foarte dificilă prin care trece România și este singura soluție, cel puțin pentru câteva luni. Și dacă domnul Ciucă va discuta cu ei și va introduce, să zic așa, în guvern anumite legi pe care și PSD-ul va fi de acord, va continua chiar și luni de zile. Sau uite, te întreb acum pe tine, fii atent întrebare. Da. Ai deschis un punct extrem de important. Dacă PSD-ul condiționează... Bă, apropo, Paule, te întreb, avem și noi imagini că am avut echipă la PSD, Ciucă la PSD și Ciucă la Liberal, de ce n-avem imagini astea? N-avem imagini astea. Ok, bine. Da. Aș fi vrut, stimați telespectatori, să vă arăt imagini, discuțiile pe care premierul desemnat al României le-a avut la solicitarea PSD-ului, la sediul PSD, adică în Chiselev, cred. Nu avem imagini și nici din Modrogan, unde înțeleg că s-a prezentat la un dialog cu UDMR-ul și cu domnul Câțu. Ok, poate o să-l avem. Ideea este așa, te întreb. Dacă PSD-ul îi va cere lui Ciucă ca premier să inițieze revenirea la creșterea pensiilor conform legii și salariilor, creșterea pensiilor și a salariilor conform legii lui Olguța Vasilescu, ce ar trebui să facă dacă îi pune condiția asta? Deci, dacă îi va pune condiția asta, se va negocia. Ce se întâmplă? În această perioadă nu se va putea face asta, nici cred că într-un an de zile, pentru că situația economică și cea cu, să zic așa, cu infecția asta nu va permite situația dată. Poate după un an de zile, după ce România își va reveni ușor, ușor, atunci poate să impună și atunci poate să zic să-i introducă și o noțiune de cenzură ca să poată să-i... Deci, cred că este și părerea PSD-ului. Mersi mult de tot al telefon. Mersi frumos. Domnul Pantelimon, acum dumneavoastră sunteți în direct, sper. Vă salut, domnul Barbu. Da, domnul Pantelimon. Am mai stat de vorbă mai de mult timp. Doar să vă spun foarte sincer. Dumneatare, odată erai de stânga atunci când erai pe la Dan Diaconescu. Așa. Acum ai devenit de dreapta de când ești în clasa de mijloc. Așa. Și pe domnul de la Liberali, care va fi ales probabil și de PSD, păi dumneata le-ai zis Ciolacă. Adus aminte că acum câteva secunde ai zis Ciolacă. Dacă Ciolacă la lege și cu PSD-ul va deveni o troacă. Am greșit dacă am spus așa, îmi cer scuze. N-am fost niciodată de stânga, pe PDD-ul nu a fost un partid. Ai fost, domnule, de stânga, lasă-mă că am înregistrările cu dumneatare de pe vremea aia. Am casete întregi trase. Ce spuneam de stânga în vremea aia? Care era mesajul meu? Ai spus de toate, începând de la rege și terminând cu multe chestii. Dar acum subiectul, iertați-mă, subiectul nu sunt eu, subiectul este premierul desemnat. Nu, dar dumneatare ai devenit să faci niște emisiuni. Da. De dreapta. Așa vi se pare? Ca astea de... de când ești în clasa de mijloc și știi câți bani ia la bam. Cum? Iar expresia dumneatale. Cum ați spus? Că? Ad la bam. Și e ceva? Ai folosit expresia asta în emisiune, câți bani ia ăla ad la bam. Și ce înseamnă? E urât? I-am zis ceva? Câh? Păi nu, dar îți aparține expresia. Dar să știți, excelență, că și la OTV, tot la privație eram, tot în clasa de mijloc. Tot, dar dumneatare, acum e mulți mai mulți bani și deja de când ai fost senator și ți-ai făcut suma. Bine. Începi? Bine. Sandule, la Arad, iartă-mă, trebuia să-i închid mai demult. Nicio problemă, Tudore, dragă. Deci... Mă asculti? Da, te ascultă toată România. Oprește sonorul televizorului. Eu opri, drag. Atunci te ascult cu drag. Deci, două probleme am. Te rog. Una cu domnul desemnat prim-ministru. Da.
E un om deosebit, îl apreciez, dar în conjunctura actuală va fi obligat să facă ce spun partidele, nu ce vrea el. Păi, în principiu așa e în democrație, ce spun partidele? E democrație, dar ca militar, formația militară îți dă un anumit statut și o anumită poziție. Adică ce nu poate face Ciucă pentru că a fost militar, ce nu poate face dacă va fi premier, ce anume? Poate să facă orice, dar nu va fi lăsat să facă. Păi și dacă era Cioloș sau dacă era Ciolacu sau dacă era Câțu, puteau? Puteau că erau cu partidul în spate. Păi și domnia sa înțeleg că are partidul în spate, că partidul l-a propus. Dacă era partidul ăla militar, da, dar el are partide civile. Bun, deci nu e bună. Ok, ce trebuie? Da, e bună, e foarte bună. Nu poate fi o propunere bună de vreme ce în spate n-are nimic, cum spui. Dom'le, are ceva, dar nu cât trebuie, asta vreau să spun. Care era varianta, după părerea ta, care ar fi avut în spate cât trebuie? Nu, e foarte bun, sunt de acord într-o totul. Am înțeles. Dar te rog să mă înțelegi că omul vrea să facă mult, dar nu va putea face din cauza piedicilor care vor fi puse de unul. Dar de ce? Stai puțin, că eu nu înțeleg. Crezi că domnul Ciolacu sau domnul Câțu, da? Sau domnul Iohannis sau domnul Hunor Kelemen nu doresc, da, să scoată România din crizele astea profunde, suprapuse? Crezi că nu-și doresc? Ba, sunt de acord. Eu sunt convins. Sunt de acord cu tine. Tot sunt de acord cu vorbele, dar la fapte e mai puțin. Păi n-avem cum, că dacă nu se făptuiește nimic, uite, îți dau un exemplu. Celebru PNRR ăla cu 29-30 de miliarde, da, e blocat până când România va avea un guvern stabil, legal. Adică corect. Trecut, înțelegi ce spun? Corect. Deci nu poți să dea bani dacă nu ai un guvern normal. Bun. Crezi că PSD-ul îl va susține prin vot pe Ciucă pentru a deveni premier? Da. Va fi ales premier. Sunt de acord. Convins. Foarte tare. Deci va fi ales premier, va veni își va ocupa funcția și va trece la să muncească, dar pe parcurs eu zic că va avea probleme. Asta este în prima dată. A doua problemă, ce vreau să spun, că situația la care ne aflăm noi, sau la care se află România acum, se datorează nouă acestor cetățeni care n-am ieșit la vot cum trebuie, cât trebuie, ca să fie o situație clară, nu un amestec. Dacă ieșeam la vot mai mulți, care ar fi fost situația clară? Dom'le, care... ori ieșea PSD-ul, ori ieșea PNL-ul cu 40%, 50%, și nu stăteai la mâna... Știi tu vreun an, în afară de începutul, de trist amintire pentru țară, când Ion Iliescu lua 80%, mai știi vreun an nu în care... Nu știu, Tudor, alt an. Și atunci, dacă ieșeam mai mulți la vot, procentele erau aproximativ aceleași, dar cu număr de voturi mai mare. Corect. Părerea corect, mea. Corect, dar și eu sunt de acord. Cu cât bine, și apoi să-ți mai spun ceva, și apoi vreau să te întreb ceva. Faptul că n-am ieșit la vot mulți și faptul că a ajuns să apeleze președintele la fostul șef al statului major al armatei române ca premier, nu este oare un eșec dramatic al clasei politice? Corect. Să apelezi ca președinte știind că ți-asumi exact polemica din acest moment din presă și din politică. Polemica asta majoră. Crezi că Ciucă Nicolae reprezintă imaginea care justifică afirmația că partidele parlamentare au o problemă mare? Da, de acord. Perfect. De acord. Asta am vrut să aud. Mergem mai departe. Bună ziua, sunteți în direct. La Oradea, Viorica, ești în direct. Aceeași propunere și ție. Două întrebări. Cum comentezi desemnarea ministrului apărării ca premier și cum ar trebui să facă, să procedeze echipa domnului Ciolacu? Domnul Barbu, bună ziua. Bună. Eu vă urmăresc și ieri, în continuare cu emisiunea de ieri. Eu vă urmăresc în fiecare zi. Foarte bine. Eu atât aș dori să vă spun. Eu nu sunt tânără, nu fac parte din niciun partid. Într-adevăr, totdeauna am simpatizat dreapta, mai mult decât, dar am fost așa medie. Ce vreau să vă spun? Eu aș vrea să vă pun o întrebare. Vă rog. Și după aia vă spun părerea legată de sau invers. În ce privește domnul Ciucă? Alo? Da, vă ascult, doamnă. Nu, că s-a întrerupt. Nu s-a întrerupt, continuați. Na, în ce privește domnul Ciucă?
cred că alegerea este absolut decentă. De ce? De ce spuneți asta? Vă spun, pentru că în clasa politică de astăzi, așa cum se prezintă ea, toți, mai spunea cineva odată într-o emisiune la dumneavoastră, toți sunt încăpățânați. Au o încăpățânare și de nejustificat. Oamenii nu mai suportă. Am înțeles. Nu mai suportă această încăpățânare. Am înțeles. Întrebare, ca să mergem mai departe. În opinia dumneavoastră, în continuare, emisiunii de ieri a dumneavoastră și astăzi la fel. Întrebarea este așa, ce ar trebui în opinia dumneavoastră să facă Partidul Social Democrat? Să îl voteze ca premier sau să împingă spre anticipate? Dacă sunt oameni serioși, așa cum îi văd majoritatea, mai ales de când s-a schimbat o anumită persoană din PSD-ul, dacă sunt serioși și au cea mai mare milă de poporul ăsta, să nu folosesc, n-am alt cuvânt acum, milă de suferința acestui popor, ar trebui să-i voteze. Mergem mai departe, bună ziua! Mulțumesc! La Iași, ne auzi, Ioane, sau s-a întrerupt convorbirea? S-a întrerupt, am auzit și eu. O să luăm alt telefon. Stimați telespectatori, știrea 2, până luăm alt telefon, băgați-mi, Paule, bagă știrea 2 în video LED. A invocat cineva, anticipând că și noi vom discuta acest aspect, un telespectator, că telespectatorii, imediat, Vali, în Prahova, la tine venim imediat, bagă știrea 2 un pic. Un telespectator a anticipat, fiind un om informat, și mă bucur că la emisiunea mea se uită chiar de pe vremea când eram unul din liderii PPDD și făceam această emisiune la OTV, se uită lumea și mă bucur, chiar dacă mulți dintre cei care se uită se dovedește că n-au înțeles mai nimic. Asta e un lucru bun că se uită. Asta e știrea 2. PNRR se aprobă la Bruxelles. Atenție, se va aproba. A fost semnat la București. A venit doamna Ursula von der Leyen. A semnat cu Câțu planul de redresare, de revenire a României la normalitate cât se poate. Numai că punerea în aplicare și plecarea tranșelor de bani de la Bruxelles către București se va face doar dacă România își pune un guvern stabil, un guvern acceptat de Parlament. Absolut corect. Pentru că altfel n-ai cu cine să vorbești. Nu poți vorbi cu un guvern interimar. Bună ziua, încă o dată. Sunteți în direct. Alo? Da, bună ziua. Da, Vali, ești în direct, ascult. Da, sunt un fost comunist cotizant. Sunt pensionar acum. Foarte, foarte tare. Așa, ce aș vrea să vă spun de domnul Ciucă? Iohannis vrea să scoate castanele din foc cu mâna PSD-ului. Care sunt castanele și cum le scoate cu mâna PSD-ului? Păi castanele e guvernul. Da. PSD-ul, dacă acceptă ceea ce vrea președintele să susțină guvernul Ciucă, își va tăia singur craca de sub picioare. PSD-ul. Exact, și culmea. Sunt un fost admirant al Partidului Liberal, dar de când s-a unit cu oameni, cu PDL-ul lui Băsescu, pur și simplu îi urăsc. Am înțeles. Întrebare. Dacă PSD-ul nu votează, cum îi sfătuiești tu și ți-ai dori să se întâmple în Parlament, nu îi votează pe cei de la liberali și mandatul lui Ciucă nu devine mandat de premier, se întoarce toată povestea la Cotroceni, unde președintele poate, ascultă-mă puțin, unde președintele poate, conform Constituției, să dizolve Parlamentul și să meargă către anticipate, așa cum își dorește PSD-ul. Ar fi o soluție, în opinia ta, alegerile anticipate ar fi o soluție acum? Exact. Asta ar trebui să se întoarcă la popor. Acum. Poporul trebuie să-și pună. În octombrie, noiembrie, decembrie, cel mai târziu. Exact. Mulțumesc mult de tot. Mergem mai departe. Bună ziua. Salut, Dane, ești în direct. Bună ziua, Tudor. Bună, Dan. Am și eu o întrebare sau două sau trei. Prima, de ce este așa de rușinos să fii militar care a intrat în politică, mai cu seamă dacă ai fost șef de mare stat major? Pentru că spune domnul, pentru că așa spune domnul Mihai Șora, care este promovat de Dan Tapalagă sau Tăpălagă, cum îl cheamă, de la G4 Media, care, atenție, stai un pic, care este filozoful Șora, nu omul lui Ana Paucăr,
Nu unul dintre politrocii Partidului Comunist Român în cei mai negri ani de după război. Nu. No. De-aia. Da, te ascult. Da. A doua întrebare, sau în contextul primei întrebări. Da. Mă întreb dacă publicul ar habar are ce înseamnă să fii șef de mare stat major, care e sistemul de promovare într-o țară care e membră NATO și care sunt capacitățile domnului Ciucă. 3. De ce este ok să fii penal în politică, dar militar e o rușine, parcă ar fi condus... Wow! Cum să întrebi așa ceva? Cum să întrebi care e diferența între un general cu 4 stele, fost șef al armatei, că aia înseamnă să fii șeful statului major? Ăla cu care e ministru, care e acum, e o funcție politică. Funcția lui de adevăratele ca militar a fost șef al statului major. Păi care e diferența între... Stai puțin. Ai întrebat, mi s-a părut mie, sau au întrebat ce înseamnă să fii penal în politică, așa cum sunt o grămadă în Parlament și în fostele și viitoarele guvernări ale României, că probabil vor fi și în viitoarele guvernări suficient de mulți penali, nu poate să facă nimeni nimic să scoată penalul din actul politic la vârf, da? Una, și să fii general. Corect, nu știu să răspund la întrebarea asta. Dar foarte multă lume a luat foc. Și eu încă o întrebare, când ni se prezintă fapte istorice, mă întreb și eu așa ca prostul, cum a ajuns Colin Powell în politică, cum a ajuns să fie secretar de stat? Ne-a spus și domnul... De ce l-au căutat și democrații și republicanii să candideze la președinție? Era ceva ilegal, imoral? Nu știu, domnule, nu mă pricep, chiar nu mă pricep, sincer. Dar întrebarea ta face sens și aici subscriu întru totul. Bă, cât blam, cât necaz să arunci pe capul armatei române, căreia îi spui, de la nivelul Parlamentului, de la nivelul presei, presa centrală. Bă, ai fost militar, da, n-ai ce căuta, bă, să ajuți în momente grele, de război. Că cine nu înțelege că suntem în plin război, este dus cu capul. Este un război economic planetar, este un război pandemic planetar, este un război energetic planetar. Sunt trei războaie simultane. Nu spun că de-aia l-au pus sau nu l-au pus pe Ciucă premier desemnat. Bă, dacă să vii și să arunci acest blam asupra vârfurilor armatei române, indiferent de vârsta, de gradul și de experiența lor. Eu nu știu. Eu, ascultă-mă, eu Tudor Barbu, nu știu ce aptitudini are de manager domnul Nicolae Ciucă, nu știu. Știu ce a făcut ca militar. Bă, tu n-auzi, știu, prieten drag, știu ce a făcut ca militar, ca toată lumea, ne-am documentat de la Bosnia, Afganistan, Siria, Irak, a fost el și cu omul din imagini, cu domnul ministru al apărării al Statelor Unite, au fost pe același front. Au condus armate în același front, în aceleași bătălii. Mă, poate că o știi să facă și un act de management civil. Nu mă pricep. O să-mi trăim și o să vedem dacă o să ajungă premier. Bine, dacă nu, nu. Dar ca să-i spui, bai, fost militar, n-ai ce căuta la guvern, mi se pare cel puțin interesant. De-aia și provoc subiectul ăsta. Zi mai departe. Mai departe aș avea prea multe de spus. Cred că am spus cam ce. Mersi mult. Alt telefon. Bună ziua. Mihai, în Danemarca ești în direct. Bună ziua, vă aud foarte bine, să trăiți. Și noi te auzim, te întreb ceva, stai 2 minute cu noi în Danemarca la telefon să venim după pub? Da. Nu e așa, costisitor, mersi mult de tot, revenim în Danemarca imediat. Ministrul adjunct Arafat, să-l ascultăm. Lui Vâlcea, Vrancea, Ilfov și municipiul București. 4 dintre decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 de ani, 14 la categoria 40-49 de ani, 39 la categoria 50-59 de ani, 78 la categoria 60-69 de ani, 128 la categoria 70-79 de ani și 93 la categoria de peste 80 de ani vârstă. Cele 4 persoane decedate din categoria 0-39 de ani sunt un pacient de sex masculin din județul Maramureș de 38 de ani nevaccinat, care nu prezenta comorbidități,
un pacient de sex masculin din județul Galați de 35 de ani nevaccinat, comorbiditățile nu au fost încă raportate, un pacient de sex feminin din județul Bacău de 38 de ani nevaccinată, comorbiditățile nu au fost încă raportate, și un pacient de sex masculin din județul Sibiu de 33 de ani nevaccinat, care prezenta comorbidități. Din totalul deceselor în ultimele 24 de ore, 261 prezentau comorbidități, 18 fără comorbidități și pentru 77 comorbiditățile încă nu au fost raportate. La acest moment avem 18.223 de persoane internate pe secții, dintre care 437 de copii, iar persoane internate în secțiile de anestezie, terapie intensivă, sunt 1.848, dintre care 44 de copii. La acest moment, la nivel național, conform datelor furnizate de Ministerul Sănătății, avem alocat un număr de 1.689 de paturi. Bineînțeles, numărul internaților e ceva mai mare, dar uneori internații sunt în UPU, dar sunt internați pe secția de ATI pentru a primi medicamentele și a fi urmăriți și de medici de la ATI. La nivel național, încă există o rezervă operațională de 154 de paturi, dar aici, din care 70 în București, dar aici normal că trebuie să asigurăm și personalul și să asigurăm mutare de personal pentru a le activa mai departe. La momentul în care vorbim, paturi libere în țara sunt 0 și paturi libere de ATI, vorbim aici, la București, sunt 0. Cel mai important lucru ce se întâmplă astăzi pe linia activării paturilor de ATI, a sosit o echipă de 2 experți din Danemarca care se află deja pe teritoriul României la București. Ei vor analiza situația la Matei Balș în privința creșterii numărului paturilor de ATI, urmând că la începutul săptămânii viitoare să vină prima echipă medicală din Danemarca și care va activa în cadrul spitalului Matei Balș, dacă vor considera că toată situația este ok. Știm că avem și o echipă medicală din Republica Moldova care lucrează la Iași și suntem în discuții cu alte țări încă pentru echipele medicale și așteptăm confirmări. De altfel, ieri am avut o videoconferință cu Centrul de Coordonare a Situațiilor de Urgență din cadrul Comisiei Europene, cu toate țările membre și unde s-a discutat despre nevoile României și a altor țări care sunt acum cu probleme și unde s-a stabilit cam ce ajutor urmează să ajungă în cel mai rapid timp și în România. Dintre ajutoarele deja sosite în România, vorbim de Italia. 5.206 fiole de anticorp monoclonal, care au fost deja distribuite de Ministerul Sănătății. Au ajuns medicamentele la 134 de unități sanitare cu paturi pentru tratarea unui număr de 2.603 de pacienți. Sprijinul care ne-a acordat Ambasada Elveției pe lângă firma fabricantă de tocilizumab, și aici vorbim de un număr de doze care urmează să ajungă, este din păcate unul care este limitat, dar cum știți, tocilizumabul este una din problemele majore în toată lumea, nu numai în România. Deci, din cauza lipsei de livrare din partea firmei. Se găsesc alternative, acum se discută de alternative care pot să le înlocuiască. Austria a trimis mai multe medicamente de terapie intensivă, iar acum și în curând vor ateriza, cred, chiar acum aterizează în Austria, un avion militar cu un echipaj smurd cu 2 pacienți care au fost transferați în cursul zilei de astăzi în Austria. Încă mai suntem în discuții cu Ambasada Austriei și pentru alte categorii de sprijin care la momentul potrivit vor fi anunțate. Germania deja s-a finalizat toată partea oficială pentru dozele de anticorp monoclonal și urmează să ajungă în România în următoarele zile. Vom anunța când vor sosi. Organizația Mondială a Sănătății, primul lucru care va sosi sunt un număr de teste de antigen
dar se lucrează și pe aducerea concentratoarelor de oxigen care urmează să sosească și le vom anunța când vor sosi. Totodată, pot să spun că Polonia, pe lângă ajutorul care l-a acordat, încă ne-a mai oferit anumite echipamente și materiale care analizăm nevoia pentru ele, dar mai ales aici că deja asta se face al doilea transfer de pacienți către Polonia și care sunt și ei, din ce știu, pe drum deja, din Iași de data asta, către localitatea Lodz. Continuă și sprijinul Ungariei cu preluarea de pacienți. Sunt peste 30 de pacienți acolo deja și acest sprijin continuă și sunt în discuții cu colegii noștri de la Centrul de Coordonare și de la județele limitrofe frontierei pentru trimitere de pacienți la nevoie. Deci, cam astea sunt situațiile la acest moment. Apelul nostru pentru diferite categorii de materiale, inclusiv pentru echipe medicale, pe lângă faptului că a fost afișat la Uniunea Europeană, noi acum mai multe zile l-am afișat și pe site-ul de sprijin pentru dezastre al NATO și de acolo, de fapt, unele țări au aflat și au revenit să se intereseze pentru a acorda sprijinul. Dacă îmi permiteți, o să intru în detaliile despre ultima săptămână și evoluția pe săptămâna trecută. Deci știm bine că în 10 septembrie aveam doar 2520 de cazuri. Astăzi, 22 octombrie, avem 15410 cazuri. Dar în perioada săptămânii trecute am atins inclusiv 18.000, cifra de 18.000 în perioada care a trecut, ce este o cifră extrem de mare. Acum vedem că suntem undeva pe la 15.000, 16.000, 14.000, chiar dacă ne vom stabiliza momentan la această cifră, cifra este una foarte mare, ce înseamnă un impact major pe sectorul sanitar. Pacienții în ATI, în 16 octombrie am avut 1739 de pacienți, acum avem 1848 de pacienți în secțiile de ATI. Și reamintesc că în 10 septembrie aveam 543. Pacienții decedați, cifrele ați văzut, s-au atins chiar cifre record, din păcate. Deci, astăzi fiind la 353, dar am și depășit recordul de 500 de cazuri recent. Din raportul INSP-ului, din perioada 11-17 octombrie, 92,1% din decesele înregistrate au fost la persoane nevaccinate. În săptămâna 11-17 octombrie, 72,3% din cazurile confirmate au fost înregistrate la persoane nevaccinate. Și de la începutul pandemiei până în prezent, 85,7% din totalul deceselor au fost la persoane de peste 60 de ani vârstă. Ca și evoluție. Localități care se situează între 1 și 3 la mie în continuare scad, dar crește numărul localităților care sunt peste 3 la mie. Deci între 1 și 3 la mie scade numărul, dar crește numărul celor peste 3 la mie și dau exemple, 37 în Alba au fost săptămâna trecută, acum sunt 63, 46 Arad, acum sunt 65, 42 Argeș, acum sunt 86, Bacău 24, acum sunt 44, Covasna erau 3, acum sunt 17, Dâmbovița erau 33, acum sunt 77. Deci cifrele astea arată că încă este o creștere al incidenței pe ultimele 14 zile la toate localitățile la toate județele din țară. Localitățile monitorizate peste 3 la mie de locuitori, în 9 septembrie monitorizam doar 49 de localități, iar în 21 octombrie astăzi monitorizăm 2021 de localități care sunt cu incidență peste 3 la mie.
localități carantinate la acest moment avem în județele Bihor, Maramureș, Botoșan, Iași, Ialomiță, Dâmbovița și Mehedinți. Pe linia medicală, solicitări de transfer între 24 septembrie și 1 octombrie au fost de 1012 cazuri. Solicitări de transfer între 2 octombrie și 7 octombrie au fost 714 cazuri. Deci numărul solicitărilor de transfer a crescut semnificativ. Solicitări de transfer între 8 octombrie și 14 octombrie sunt 1086 de cazuri solicitat transferul pentru ei. Și solicitări de transfer între 15 octombrie și 21 octombrie, 953 de cazuri. Iar personalul medical detașat între 9 septembrie și 21 octombrie a ajuns la 1861 de persoane de diferite categorii care au fost detașate între spitale pentru acordarea sprijinului colegilor lor care lucrează în secții sau spitale cu puțin personal. La asta se adaugă inclusiv studenții de medicină, unde am mobilizat un număr semnificativ de studenți de la facultățile de medicină din ultimii ani, care știți că prin lege se consideră că ei au pe durata stării de alertă dreptul de liberă practică ca asistenți medical și care activează în diferite unități medicale. Situația comparativă în unitățile de primiri urgențe, între 8 și 14 octombrie am avut 11.000 cazuri, din care 7.802 confirmate. Între 15 și 21 octombrie am ajuns la 14.563 de cazuri, din care 9.991 de cazuri confirmate COVID-19 pozitiv. Și din păcate aici este problema că o parte importantă din aceste cazuri rămâne în UPU până se găsesc locuri pentru internarea lor, o parte pleacă acasă fiind în stare ușoară, și o parte chiar, din păcate, fiind îngrijiți la nivel de terapie intensivă, totuși decedează fiind ajunși târziu și fiind în stare critică. În lumina faptelor care le aveți aici, așa, de fapt datelor care le avem aici, acum a fost aprobată hotărârea de guvern care modifică hotărârea prelungirii stării de alertă, care este în vigoare, și vine cu anumite măsuri suplimentare, care o să menționez cele mai importante dintre ele, hotărârea deja vi s-a comunicat. Sunt interzise evenimentele private, nunți, botezuri, conferințe, workshop-uri, pe durata de 30 de zile. Atrag atenția aici că hotărârea de guvern este valabilă până la data în care a fost emisă ea original, așa că hotărârea CNSU este pe 30 de zile, dar acum s-a prelungit până la finalul actualei hotărâri și se prelungește din nou când prelungim hotărârea de stare de alertă în următoarea perioadă. 2. Restricții la magazine, limitarea programului între 5 și 21, iar de la ora 22 pe întreg teritoriul țării va fi interzisă circulația, decât pentru excepțiile care le cunoașteți, la care se adaugă persoanele vaccinate sau trecute prin boală și care trebuie să prezinte organelor de control certificatul respectiv. Și atenționăm că folosirea unui certificat care este fals, care este împrumutat sau care nu este al persoanei respective, duce la deschiderea unui dosar penal și la, de fapt, se consideră infracțiune, așa că atenționăm oameni care vor ieși să folosească doar certificatele lor proprii când le prezintă organelor de control. Totodată, accesul în toate zonele care nu sunt esențiale, asta lasă la un loc farmaciile, magazinele alimentare, asta se face numai folosind certificatul verde pentru persoanele vaccinate sau trecute prin boală. Pentru magazinele esențiale se intră cu măsurile de sănătate publică, dar fără certificat verde. În rest, se intră pe certificat verde persoane vaccinate sau trecute prin boală.
copiii care sunt sub vârsta vaccinării nu pot intra în spațiile respective decât dacă sunt însoțiți de un adult care este cu certificat valabil de vaccinare sau trecut prin boală. Pentru magazinele alimentare din interiorul centrelor comerciale, adică mall-uri, se va intra numai cu certificatul verde, pentru că în mall nu se putea intra decât cu certificatul verde. Cum am zis, deci vaccinat sau trecut prin boală. S-a abilitat Ministerul Educației să emită ordinul pentru introducerea vacanței pe 14 zile în tot sistemul școlar. Aici vorbim de, inclusiv de after school-uri care sunt menționate în hotărârea de guvern și rămâne doar la nivelul de creșe. Ele sunt singurele care vor rămâne deschise. Poftiți? Da, se aplică la toți regula. Și va fi comunicat acest lucru la toată lumea. Rămâne valabil livrarea la domiciliu, valabilă după orele 21 și pe durata nopții, deci asta nu se oprește. Iar la intrare la clădirile publice, în clădirile publice, în clădirile oficiale, este obligatorie prezentarea certificatului verde pentru vaccinat sau trecut prin boală sau testat, pentru toți care sunt din afara sistemului care lucrează în clădirea respectivă, adică vizitatori, oameni care vin cu orice treabă, vor trebui să prezinte certificatul. Asta la nivelul clădirilor publice. Iar la nivelul clădirilor private, pentru persoanele, pentru clădirile care sunt cu peste 50 de persoane, atunci se va prezenta la fel certificatul verde pentru vaccinați trecuți prin boală sau testați. Pentru introducerea acelorași reguli angajaților din clădirile respective, aici nu se poate acest lucru să se realizeze prin hotărâre de guvern și va fi realizat prin modificare legislativă, propunere legislativă fiind, din ce am înțeles, trimisă deja la Parlament. Cam astea sunt măsurile din următoarea perioadă. Activitățile competițiilor sportive vor, ca să nu uit asta, vor fi desfășurate fără public în următoarea perioadă. Sunt interzise, bineînțeles, concertele, spectacolele în aer liber, iar la nivel de cinematografe, la nivel de teatre, capacitate de 30%, dar cu certificat verde, testat sau trecut prin boală. La fel, restaurantele vor continua să funcționeze în condițiile care funcționează doar pentru persoanele cu certificat verde sau cu trecere prin boală, dar cu limitarea programului până la orele 21. Cam asta sunt măsurile. Vă răspund la întrebări, vă rog. Bună ziua, Dorian Necula, cu Ines Control. Domnule doctor, ne puteți explica cum vor merge românii să-și plătească taxe la o primărie, să intre într-o instituție publică dacă aceștia au nevoie de certificat verde? Să organizeze primăria primirea lor printr-un ghișeu sau altceva. Deci la acest moment, pentru următoarele zile, asta este regula. Dacă este vorba de taxe, mai poate să aștepte plata taxelor. Poate sau primăria poate organiza un ghișeu sau o altă soluție dacă este ceva de urgență, ca astfel că persoana să poate să obțină ce are nevoie, dar regula de intrare în clădiri este stabilită și soluția cea mai bună, bineînțeles, rămâne ca persoanele respective să ajungă să obțină certificatul verde de vaccinat, fără să treacă prin boală, sper, și atunci, bineînțeles, nu vor mai avea probleme, cel puțin în această perioadă, care toți, cu toții vedem prin ce trecem și care este rezultata, de fapt, din procentul foarte mic al persoanelor vaccinate în România. Și referitor la centrele comerciale, în mall-uri sunt și farmacii și... Tot ce este în mall, numai certificat verde. Dacă nu ai certificat verde, te duci la o farmacie care nu este în mall. Sunt pline. Dacă nu ai certificat verde, te duci la magazine care nu sunt în mall. Adică la magazine alimentare. Haideți să fim serioși. Adică intră pe ușa intrării de la mall și îmi spune că merge la supermarket și după care te trezești cu el în cinematograf. Deci nu va merge acest lucru.
Din punctul dumneavoastră de vedere, hipermarketurile sunt centre comerciale sau sunt se încadrează la magazin de esențial? Deci, esențiale sunt magazinele de alimente și tot ce vinde partea alimentară care este esențială. În rest, mall-uri, etc., se intră cu certificat verde. Mulțumesc. Domnule Arafat, urmează o perioadă în care românii au niște zile libere. Da, discutăm despre Sfântul Andrei, 1 noiembrie, este o mini-vacanță acolo și mulți probabil că au planuri de a pleca în concediu. Ce se... Dacă le primesc alte țări. În România se mai poate pleca în concediu? Eu, părerea mea este că cel mai bine acum este să stăm unde am fost, pentru că, atenție, ce n-am zis, și unitățile de cazare vă vor trebui... Adică vor trebui să fie prezentate certificatele verzi, inclusiv în hoteluri. Dar nu test, da? Nu test. Da, 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 exact. Okay. Adică e clar, n-ai certificat de vaccinat sau de trecut prin boală, nu poți să te cazezi în hotel. Și asta cred că este aplicat deja în foarte multe țări din Europa. Eu am văzut acest lucru mergând la o ședință în Ljubljana la președinția slovenă și primul lucru care s-a cerut la hotel, la cazare, este certificatul verde. Adică nu suntem singurii care aplicăm astfel de reguli la acest moment. Cei care vor să plece din localitate vor putea face acest lucru în timp? În orele de interdicție, numai dacă au un motiv care este stabilit printr-o declarație de proprie răspundere sau dacă sunt vaccinați sau trecuți prin boală. Aș vrea să vă rog să mă lămuriți puțin, era specificat telemunca acolo. Asta e un aspect care nu l-am menționat și într-adevăr o să-l subliniez. Deci toate instituțiile publice, private să treacă, dacă se poate, la telemuncă la 50% din persoane. Acolo unde nu se poate, atunci activitate în schimburi pentru persoanele, pentru persoanele care activează acolo. Adică și activitate decalată dacă nici în schimburi nu se poate. Adică trebuie analizat, dar preferabil în următoarele 30 de zile și acum începem cu perioada hotărârii de guvern pe următoarele 14 zile. Important este să reducem cât mai mult mobilitatea și interacțiunea între noi. Și poate cea mai importantă chestiune care n-am menționat-o și o să o spun acum, dacă îmi permiteți, mască